Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresatul? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu ghimp. La acest moment, în studioul Capital TV, vorbim despre politica la zi, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în minunata noastră țărișoară. Unele dintre ele nu sunt tocmai bune, altele sunt de-a râsul plânsul, de-a râsul curcilor. Altele nici măcar eu nu le înțeleg, care, na, uneori am pretenția că înțeleg anumite lucruri, dar despre toate astea vom vorbi pe parcursul emisiunii cu invitata noastră de astăzi, doamna deputat Elena Natalia Intotero. Să rămână bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Ce mai faceți? Cum sunteți? Cu vremurile. Cu vremurile. Cam ciudate vremurile și grele în țara noastră, deși pe canalele media, dintre care facem și noi parte, dar noi nu transmitem întotdeauna ceea ce ni se dă sub formă de comunicate de presă, pentru că ne-am cam săturat de gargară și să fim noi instrumentul celor care servesc gogoșele, ca să nu spun altfel. Cum vedeți, doamna deputat, dacă tot suntem cu politica la zi, suntem conduși politic până la urmă în acest stat de drept, cum vedeți situația actuală din țară, din România? La început de 2021, în apropierea sărbătorilor pascale, vine și primăvara, de fapt ea a venit calendaristic, da. Vine primăvara, dar de fapt încă temperaturile sunt scăzute, da. Și chiar ne dorim cu toții o încălzire a vremii și, în egală măsură, și o încălzire a sufletelor noastre prin prisma măsurilor așteptate de către toți cetățenii României, atât pentru perioada de grea încercare prin care trecem încă, din păcate, dar în egală măsură și prin prisma așteptărilor din partea celor care conduc în momentul de față Guvernul României, acest guvern de coaliție, cu măsuri care să vină în sprijinul cetățenilor. Până în momentul de față, asistăm cu toții la o mare frământare care se amplifică de la o zi la alta și vă spun sincer, nu știu cât o să mai reușească să aibă această înțelegere de suprafață, această coaliție de dreapta. Dumneavoastră sunteți o doamnă și dacă vi se pare că sunt vulgară, o să vă rog să mă scuzați, dar nu e intenționează asta. Eu coaliția asta, cum îi spuneți dumneavoastră, o văd altfel. Eu o văd ca un trio amoros, fără nicio șansă de izbândă din punctul meu de vedere, în care lucrurile se petrec de suprafață și fiecare încearcă să tragă focul la oala lui. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă în această coaliție sau în acest trio amoros depășește uneori imaginabilul și stau și mă gândesc acum la, că e subiectul, unul dintre subiectele zilei, la demiterea Ministrului Sănătății. Asta în condițiile în care acum ceva vreme, nu de mult, am avut moțiune simplă, nu? Împotriva ministrului. A doua moțiune la cameră. A doua moțiune la cameră în care deputații PNL au votat pentru respingerea lor. Pentru respingerea acestei. Da. Adică să-l țină pe domnul Voiculescu în funcție.
Iată că la scurt timp, după ce coaliția, ca să păstrez tonul pe care dumneavoastră l-ați folosit, a dat un aviz negativ acestei destituiri, chiar premierul Câțu îl destituie pe ministrul sănătății. E foarte interesant. Mie mi se pare, asta, nu știu, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, ca și când acum 3 zile spuneam ție te iubesc să-mi sară smalțul și după 3 zile nu ești bună de nimic, pleacă de aici. Mi se pare așa un stângul în dreptul dat de actuala coaliție vis-a-vis de respingerea moțiunii simple și o politizare excesivă, fără performanță la nivelul conducere ministerelor, la mai multe ministere, și o să vă spun și de ce spun lucrul ăsta, încât eu nu reușesc, dumneavoastră stăți toată ziua cu ei acolo, între ei, nu reușesc să-mi dau seama cât de mult poate să-și imagineze un politician din orice partid politic că poate duce de nas un electorat. Că mie asta mi se pare praf în ochii electoratului. Azi te laud, te pun ministru, după care peste 3 zile te dau afară. Mai vine și domnul Dacian Cioloș, care face declarațiile pe care le face, că s-ar putea să se rupă de... Deci, mi se pare așa, tras de păr tot ceea ce se întâmplă. Mai mult decât atât, domnul Câțu, a cărui competențe eu nu le neg, dar nici nu le pun în valoare, că nu prea le știu eu. Adică domnul Câțu, din punctul meu de vedere, nu prea a dovedit mai nimic până acum de când este prim-ministru. Dimpotrivă, a dovedit doar bâlbâieli și compromisuri politice. Însuși Ludovic Orban la un moment dat spunea vis-a-vis de domnul Voiculescu mai rapt puțin, după care o să-mi dau drumul, cum, cam ceva de genul acesta a fost exprimarea. Mai mult decât atât, vine și domnul ministru Năsui, ministrul economiei, cu o declarație în dimineața asta, în care ne îndeamnă să umblăm cu bicicleta și cu tricicleta. Doamne, cu trotineta nu vrei să mă plimb, că mi-ar sta bine la 100 de kilograme ale mele pe o trotinetă din asta, pe cuvântul meu. Deci, domnul ministru al economiei, dacă dumneata în dimineața asta te-ai trezit și, nu știu, ori te-ai spălat pe față, ori nu te-ai spălat, mă gândesc, te-ai spălat pe față, dar primul gând, prima declarație de presă pe care, domnia ta, te-ai gândit să o faci, a fost aia să mă îndemn pe mine să merg cu bicicleta și cu trotineta și cu tricicleta. Stau și mă întreb cum îți stă mintea și capul la treburile pe care ar trebui să, sau de care ar trebui să te ocupi, adică acolo, la Ministerul Economiei. La ta, cred că ai rămas la stadiu de tricicletă, bicicletă, trotinetă, că pe cuvânt, vă rog să mă scuzați, a fost un... nu mă pot abține, doamna Elena, mă cunoașteți și știți că lucrurile astea le spun de fiecare dată. Așadar, să revenim. Plus, domnul Câțu, că asta aici vreau să ajung, vine și îi deleagă atribuțiile, deci asta e dară suplânsului. Eu nu știu cine e copilul ăsta, pe cuvântul meu. Din punctul meu de vedere, e un copil. Atribuțiile domnului manechin, domnului fotomodel, domnului... Suntem la televizor și nu îmi permit să spun mai multe. Ce părere aveți despre toate lucrurile astea? Cred că își bat joc de români, își bat joc de România și este inadmisibil. Deci, din noiembrie 2019 și până în aprilie 2021, aproximativ un an și jumătate, în plină perioadă de pandemie, România a avut 3 miniștri pentru Ministerul Sănătății. Domnul Costache, care atunci când a dat de greu și a dat demisia și a fugit, dar a dorit oarecum să fie ancorat în acest domeniu, fără să mai aibă răspundere, răspunderea ministerială. Apoi domnul Tătaru, care a încercat, s-a străduit, a alergat în țară, a fost prezent. Iar apoi, după alegerile parlamentare, cei de la USR și Plus și-au dorit ei foarte tare acest minister, un minister care
este, să spun, în momentul de față, mai ales în pandemie, principalul minister, să spun așa, că al importanței, și de aceea cel care este ministrul sănătății trebuie să fie omniprezent atât la București cât și în județele țării și în egală măsură să aibă o comunicare extraordinară. Nu am prea văzut din partea acestui domn ministru Voiculescu, cu toate că a avut un număr de peste 20 de consilieri, nu știu ce sfaturi a primit din partea acestora. Am o întrebare, și... de unde erau consilierii ăștia? Că dacă s-a dus și tot așa de prin țară, de pe la brokeri, de pe oameni la... fără experiență, și nu a fost săptămână în care să nu fie o nenorocire, în care să nu fie scandal, în care românii, să, deci pe zi ce trece, să nu mai aibă încredere în sistemul de sănătate. Marea majoritate care veneau infectați cu virusul COVID încercau să se trateze acasă și preferau să nu apeleze din start la serviciile medicale dintr-un spital, de teama să nu ajungă să fie puși în pericolul, cum au fost și cei de la spitalele unde au fost incendii, sau să nu cumva să ia din spitale alte boli, pentru că nu exista săptămână în care să nu vedem astfel de experiențe. Sau, nu mai spun de cei care suferau de alte boli, și avem aici exemplul Foișor. Păi unde s-a mai întâmplat în Uniunea Europeană să-i scoți tu pe pacienți în miezul nopții, să-i transferi la un alt spital, unii dintre ei cu mașinile lor particulare, alții dintre ei am văzut cu câtă dificultate intrau în mașinile ambulanței. Da, ce atâta urgență dintr-o dată? Acolo cred că au fost alte lucruri ascunse și ei au încercat să vină cu astfel de tertipuri crezând că românii nu sunt vigilenți. Dimpotrivă, oamenii sunt vigilenți. Faptul că în toată această perioadă de pandemie din partea guvernului nu am auzit decât vă rog să vă spălați pe mâini, vă rog să purtați măști, vă rog să respectați distanțarea socială. Toate aceste aspecte de prevenție privind contactarea acestui virus SARS-CoV, au toate aceste eforturi au fost făcute din partea cetățenilor, iar apoi pentru cei care s-au îmbolnăvit, din păcate, toate eforturile pentru salvare au fost făcute din partea cadrelor medicale. Din partea celor care conduc Guvernul României, din păcate, am văzut doar măsuri haotice, măsuri care n-au făcut altceva decât să vină să învrăjbească populația. Și pentru aceste domenii de activitate trebuiesc să fie puși oameni cu experiență, oameni care să fie dedicați, și atâta timp cât cei care sunt nominalizați și ajung să fie pe o funcție de ministru nu înțeleg că ei sunt acolo adevărați martiri, nici nu au viață lungă. Vedeți, într-un an și jumătate, trei ministri pentru acest domeniu foarte important al sănătății. De acord, dumneavoastră sunteți mai finuți, așa, și nu le-a servit tocmai direct, dar asta cu atribuțiile de interimar la sănătate în condiții de pandemie nedeclarate, de altfel, delegate unui secretar de stat, Andrei Baciu, care are poze făcând, nu știu, în chiloți pe românește, în lingerie intimă, la o anumită vârstă, Andrei Baciu, 34 de ani, un apropiat al liberalului Cristian Bușoi, da? Care a mai fost propus pe vremea marelui competent Cioloș, pe vremea când avea doar 28 de ani, a fost propus să fie ministrul sănătății, numai că Cioloș a revocat nominalizarea și atunci lui Baciu la scandal, da, la un mare scandal, și scandalul era datorită fotografiilor, da? Și mai mult decât atât, există niște ascunzișuri privind pregătirea domnului Baciu, care a preluat interimatul, ca să spun așa, al ministrului sănătății. Domnule, mi se pare aberant. Deci să mă ierte băieții care fac modeling și prezintă chilos pe scenă sau ce ori prezenta ei. Cred că limbajul e normal, nu? Chilotul e un... articol, e un cuvânt în limba română, nu e nimic oficial să vorbești despre așa ceva. Lenjerie intimă, na, ca să-i spun altfel. Deci, copilul ăsta, că din punctul meu de vedere e un copil, dacă la 28 de ani sau 27 de ani făcea reclamă la lenjerie intimă și se dădea mare model, neavând, nu știu, nu era nici inginer, nu era nici că n-a reușit până la vârsta aia probabil să facă ceva în viață, cum
acum la 34 de ani, dintr-o dată are, domnule, mari competențe, băi, mari competențe de interimat la Ministrul Sănătății. Vine ăsta și mai e pe deasupra domnul, este vicepreședinte al Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Deci ce competență, bă, că în campania electorală m-ați omorât și liberalii și useriștii. Oameni pregătiți, noi avem specialiști, avem profesioniști. Ce aveți, mă? Aveți pe unul care are poze în lenjerie intimă. Fost manechin. Ce aveți? La sănătate. Băi, nene, până unde poate să ducă chestia asta? În condițiile în care, în momentul de față, paturile de la ATI din țară nu sunt suficiente, în condițiile în care foarte mulți cetățeni sunt pe lista de așteptare pentru a beneficia de un loc în sistemul de sănătate, de a fi spitalizați, în condițiile în care, pentru celelalte tipuri de boli, pacienții întâmpină dificultăți foarte mari, da, este o bătaie de joc și din acest punct de vedere am vorbit cu colegii de partid, cu colegii parlamentari. În următoarea perioadă va fi redactată o moțiune de cenzură. Îmi doresc din tot sufletul ca cei care sunt în Parlamentul României să nu gândească pentru interesul lor personal, ci să gândească pentru interesul tuturor românilor și să nu le fie frică de scaun și să voteze pentru căderea acestui guvern, iar din punctul meu de vedere soluția salvatoare sunt alegerile anticipate. Pentru că atâta timp cât acești oameni se țin cu dinții de scaun și nici nu încearcă să vină cu propuneri de oameni competenți pentru aceste domenii, până la urmă deja am văzut. Oamenii au ieșit în stradă, oamenii nu mai suportă și aceste frământări sociale vor continua pentru că oamenii s-au săturat. Cam toate domeniile de activitate sunt blocate. În sănătate vedem cum e. În învățământ, pentru învățământ, elevii mascat au cumva sunt închise școlile sub această formă de lună de vacanță. Din ce cauză? Tot din cauza certurilor din coaliție între Ministrul Educației și Ministrul Sănătății. Acum a plecat domnul Voiculescu, dar elevii cu toții au pierdut foarte mult și în acest an școlar. Apoi vedem domeniul economiei și am să spun și câteva cuvinte despre declarațiile domnului ministru Năsui, de asemenea, blocat din toate punctele de vedere, domeniul agriculturii de asemenea, deci nu vedem nicio umbră de speranță. Singurul minister care își face, să spun așa cumva, treaba este Ministerul Afacerilor Externe. Am avut și această săptămână, și săptămâna trecută, și acum 2-3 săptămâni, audieri ale persoanelor nominalizate pentru funcția de ambasador, de altfel persoane bine pregătite pentru a fi trimise la post. La Ministerul Afacerilor Externe se organizează concurs, deci oarecum este un domeniu, acolo avem și un ministru, unul dintre foarte puțini oameni competenți în acest guvern, pe domnul ministru Aurescu. Dar în rest, aceste domenii cheie, aceste domenii importante, am urmărit ieri la știri că Israelul deschide granițele pentru că ei s-au imunizat începând din luna mai și spun care sunt condițiile de călătorie. De asemenea, tot ieri după amiază am urmărit la știri că Grecia va fi următoarea țară care își va deschide porțile pentru toți cei care doresc. România? Ce face România? Ce face? Aflu de la ministrul Năsui, așa cum a spus și dumneavoastră, că ne îndeamnă... Vă întrerup să nu vă uitați vorba cu domnul Năsui. Eu stau și mă pun în locul unui medic. Specialist. Domnule, omul ăla a făcut 6 ani de facultate, 2 ani de rezidențiat și a tocit băncile coatele pe băncile facultăților. A îndurat nu știu câte ore de nesomn în timpul gărzilor și așa mai departe. Păi cum mai poate avea încredere medicul acela în sistemul pe care îl reprezintă când el este delegat unui interimar cu, mă rog, alunița e aleatorie, e o întâmplare, unui domn cu aluniță pe aici și cu unui frumușel, că așa-l văd eu, care are poze din perioada în care era modelist. Cum se simte medicul ăla reprezentat acolo, la Ministerul Sănătății? În primul rând, cadrele medicale se simt epuizate, pentru că deja din martie 2020, deci de mai bine de un an, ei se luptă cu acest virus pervers,
cu această boală care a suferit mutații, ați văzut de la un val la celălalt și de fiecare dată cadrele medicale au încercat să găsească cele mai bune soluții pentru pacienții aflați în spitalele și nu numai, și chiar și pentru cei care sunt la domiciliu. Și să știți că am urmărit câteva reportaje, nu am să dau nume trusturilor de presă care au făcut aceste reportaje pentru a nu fi interpretat de publicitate, dar au fost jurnaliști care au obținut acreditare și au ajuns în spitalele unde tratează bolnavi COVID, chiar și pe secțiile ATI, au stat la discuții atât cu bolnavii cât și cu cadrele medicale și, într-adevăr, acești oameni sunt epuizați. De mai bine de un an să muncești pentru a încerca cumva să stopezi evoluția și să încerci să fie cât mai puține persoane care, din păcate, să piardă lupta cu viața. Și fiecare om, să știți că rămâne marcat, pentru că, indiferent, știți, medicii, cadrele medicale, deci nu numai medici, asistente, infirmieri, cu toții au o tărie aparte muncind în acest domeniu. Dar eu sunt convinsă că fiecare dintre ei se pune în locul celui bolnav și a familiilor acestora, gândindu-se că pe acel pat care, unde există o persoană care se luptă pentru supraviețuire, poate să fie cineva din familia sa. Nu mai spun acele momente de extremă dificultate în care trebuie să sune aparținătorii și să spună, știți, din păcate a mai pierdut încă un cetățean. Deci sunt momente cumplite. Nu mai spun nervii de oțel pe care trebuie să aibă zi de zi când aparținătorii sună, pentru că e normal. Fiecare își dorește cel puțin o veste pe zi despre cel pe care îl are în spital. Mai ales cei care sunt la terapie intensivă, automat că nici nu mai prea pot să-și folosească telefonul mobil. Și atunci trebuie să ai multă răbdare, trebuie să răspunzi la telefon, pe lângă faptul că trebuie să dai tratamentul, pe lângă faptul că trebuie să fii foarte atent cu privire la ținuta pe care o îmbraci, și în momentul în care vezi că la București miniștrii se schimbă din cauza incompetenței, că nu sunt în stare să vină cu oameni foarte bine pregătiți, oameni dedicați, în momentul în care văd că se iau anumite decizii și tu, cadru medical, trebuie să scoți noaptea pacienții și să-i mulți la un alt spital sau poți să fii pus în dificultatea de a face anumite intervenții chirurgicale pentru pacienți care suferă de alte maladii, automat că ai o frustrare foarte mare și, indiferent de faptul că ai un salariu mai bine plătit, asta tot datorită PSD-ului când au mărit salariile medicilor, să știți că sunt mulți care se gândesc să plece din nou în străinătate. Și pe mine, cel puțin, mă îngrijorează foarte tare acest aspect, pentru că Guvernul Social-Democrat a încercat prin foarte multe măsuri și să știți că a și convins foarte mulți cetățeni să vină acasă. Chiar săptămâna trecută luasem un taxi, un Uber în București și băiatul care m-a condus înspre locul de muncă îmi spunea, zice, m-am întors din Italia după 15 ani de muncă, dar zice, sunt dezamăgit. Și când te-ai întors, l-am întrebat? Zice, în anul 2020, adică după o guvernare social-democrată, și ce nu fac parte din niciun partid politic, dar ceea ce se întâmplă în țară la noi, ce chiar dacă câștig destul de bine, mă determină să mă întorc. Deci e foarte urât să se întâmple astfel de lucruri, pentru că noi până la urmă trebuie să încercăm să găsim soluții, să unim familiile, nu să le despărțim. Noi, cei care suntem acolo la guvernare, la guvernare mă refer la parlament sau mă refer la cei care sunt în momentul de față cu adevărat la guvernare. Deci trebuie să vină cu astfel de măsuri în sprijinul cetățenilor, încât România să nu se depopuleze, așa cum s-a întâmplat pe vremea domnului Băsescu, când spuneau, nu vă convine, plecați din țară. Și în acea vreme a fost și cel mai mare exod al românilor înspre Uniunea Europeană. Iar acum, domnul Năsui vine astăzi, așa cum a spus dumneavoastră, râzând, spunând că el a venit cu trotineta la minister și că îndeamnă cât mai mulți cetățeni din România și cât mai mulți reprezentanți ai Parlamentului să lase figurile deoparte și să vină cu trotineta sau cu bicicleta la muncă, pentru că este un lucru foarte bun pentru mediu. Da, mă bucur că practică sport domnul ministru, dar aș vrea să îl invit să vină cu trotineta și prin județul Hunedoara, să vadă un județ care, din punctul meu de vedere, este undeva la egalitate cu principalul județ ca atracție turistică, să spun așa, județul Constanța, și un județ care are nevoie de multă susținere pentru dezvoltarea economică. Eu invit pe domnul Năsui să vină cu trotineta în județ. Domnul Năsui,
Vă salut! Vă invit să veniți în Hunedoara și să mergeți pe drumul de la Hunedoara la Ghelari sau la Teliuc. Dacă se poate cu trotineta, ca să protejăm mediul, știți, este o zonă frumoasă acolo, să intre în pădure nimeni. Și tare mult mi-ar plăcea să vă văd pe dumneavoastră pe trotinetă sau pe tricicletă, ar fi mai amuzant pe tricicletă, cred, mergând la Ghelar, la Teliuc, pe drumurile alea, așa cum sunt ele. Deci, eu l-aș invita în județul Hunedoara, având în vedere că acum zilele trecute, colegul său de guvernare, dar de la celălalt guvern, să spun așa, așa cum ați menționat și dumneavoastră, în momentul de față avem, de fapt, trei guverne care conduc România. Guvernul PNL, guvernul USR și Plus și guvernul celor de la UDMR. Și se ceartă între ei. Da, și să știți că au și oamenii mai competenți, oameni cu experiență. Și a ieșit colegul său de guvernare, domnul ministru al Agriculturii, care a spus gata cu construcția pensiunilor pe fonduri europene în mediul rural, că nu reprezintă o prioritate. Deci o altă măsură dată celor care locuiesc în mediul rural, o altă lovitură dată celor care locuiesc în mediul rural, o altă lovitură dată economiei, iar tu ca ministru al economiei care ai în subordine și partea de turism, ce ai făcut? Am înțeles că și la acest minister, din 2019 până în prezent, nu știu al câtelea este, al treilea sau al patrulea secretar de stat. Am înțeles că există foarte unități de cazare din întreaga țară, chiar și din județul Hunedoara. Am fost invitat, am fost în această perioadă în audiențe în județ, am fost în vizită și în mai multe, în vizită de lucru, să spun așa, nu în vizită turistică, în mai multe localități ale județului nostru și chiar în zona Hațegului, foarte mulți proprietari de pensiuni, de agropensiuni. Hațegul din nou reprezintă un potențial de dezvoltare al turismului. Aici, fie că vorbim de partea de istorie, fie că vorbim de partea de turism ecumenic, fie că vorbim de partea de agrement prin frumusețile naturale pe care le avem în zonă și nu numai. Și vreau să vă spun că foarte mulți proprietari de pensiuni mi-au spus că din 2019, din noiembrie, de când au avut ultima vizită pentru a fi acreditate unitățile lor de cazare, din momentul respectiv nu le-a mai răspuns nimeni la telefon, nu au mai primit aceste acreditări în condițiile în care au îndeplinit toate condițiile legale și ei nici în momentul de față și dacă s-ar încheia pandemia, n-ar putea să-și dea drumul la această activitate de cazare. Și atunci chiar ar fi foarte bine să vină domnul ministru Năsui, să vadă, să cunoască îndeaproape și județul Hunedoara și să dea niște răspunsuri oamenilor, să dea niște răspunsuri celor din Horeca, ce nu au fost despăgubiți. Li s-au promis foarte multă atenție, sprijin. Nu s-a văzut niciun astfel de sprijin. Deci chiar m-aș bucura ca domnul Măsui să fie prezent. Și de asemenea a mai făcut o afirmație astăzi, domnia sa, criticând vedetele care s-au îngrămădit, s-au înghesuit să fie vaccinați printre primii. Dacă ne aducem aminte, care au fost aceste vedete? Președintele României, membrii guvernului? Așa că ar trebui să fie mai atent puțin în momentul în care face astfel de declarații. Cine s-a pozat și cine s-a pus pe partea de rețele de socializare? Eu cred că ar trebui intensificată această campanie de conștientizare a cetățenilor cu privire la importanța imunizării prin vaccinare și ar trebui venit rapid cu soluții, dacă mai doresc să rămână la guvernare, dacă nu să plece. Pentru unele vaccinuri s-ar putea să fie nevoie și de al treilea rapel. Da, era o astfel de discuție, am văzut și eu tot prin intermediul mass media, am discutat cu colegii care sunt membrii Comisiei de Sănătate și mi-au spus că în momentul de față sunt doar discuții și că nu este nimic concret. Așteptăm să vedem deciziile și din partea celor de la Organizația Mondială a Sănătății. Apropo de decizii, trebuie să iau decizia să-i rog pe cei din regie să transmită publicitate, după care revenim. Mulțumesc! Rămâneți cu noi!